Am pregătit frunzele de păpădie, am pregătit 3 căpșunele și voi adăuga o lingură de masă de smântână. Dragii mei și dragile mele, de ce am ales eu aceste produse? Mie îmi plac și interior, îmi place și păpădia în salate și în ceai, îmi place și căpșunica cu zahăr, cu miere, dar sper că tenul nostru are nevoie și el de hidratare, de hrănire, de menținerea vitalității, fiindcă păpădia este o sursă bogată în minerale, în vitamine și mai ales vitaminele grupa B, care ne iluminează tenul. Conține fer, conține zinc, la fel ca și căpșunelele. De aceea și plus căpșunelele mai conțin și iod. Împreună aceste două bogății ale mamei nature, ne vor hidrata, ne vor lumina tenul, îl vor hrăni. Dar ca emulgator am ales smântâna grasă pentru tenul uscat, sensibil. Calciul și zincul din smântână ne vor ajuta ca substanțele și ingredientele active din aceste două produse să penetreze bine pielea. Puteți folosi această mască pentru toate tipurile de ten, iar pentru tenul acneic, înlocuiți smântâna cu iaurtul degrăsat. Masca este gata, o vom aplica-o pe decolteu, pe gât, pe față, chiar se poate și în zona ochilor, timp de 20-30 de minute. Apoi înlăturăm cu un prosop muiat în plante medicinale. După ce înlăturați masca, aplicați-vă o cremă sau un ser potrivit tipului vostru de ten. Eu voi aplica după înlăturarea măștii acest ser cu acid hialuronic, un ser foarte hidratant. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și sper că sfaturile mele să vă fie utile. Aștept comentariile voastre. La revedere!